O să deschidem silozul. Asta în mod normal se închide. Da, dar facem, îl deschidem de aici. Închidem asta, silozul numărul 3. Și nu, stai, opa. Îl închidem numărul 4. Ar trebui să iau nisip, mă, tu-s nisipul, mă, de. Aici piatra e. Aici ce, tot nisip erau astea două. Trebuia să fi luat eu nisip. Și aici este iarăși piatră, dar aici este mai mică. Dacă încărcam eu nisip, era bine. Salutare și bine v-am regăsit, dragi prieteni, la un nou vlog cu The Man Driver. Bine ați venit pe insula de gheață. Astăzi avem un traseu mai special, un traseu am decărat niște nisip și doar nisipus aici. Ia să văd un pic cum e asta. Bă, treaba e cam groasă aici. Să văd cum sunt silozurile astea. Să mă încalț. Văd în ce stadiu sunt silozurile. Asta e cam plin, aici e piatră. Și ăsta e plin, tata. Bă, dar unde vărs eu? Aici. Dar e problemă. Piatră, piatră, nisip. Și că nu văd bine, ăsta e plin. Dacă descărca colegul, și o să descarc tot acolo. Și o să deschidem silozul. Ăsta în mod normal se închide. Da, dar facem, îl deschidem de aici. Închidem asta, silozul numărul 3. Și nu, stai, opa. Îl închidem numărul 4. Deschidem silozul numărul 4. Și cred că ajunge. Închidem aici și o să dau cu spatele acolo și o să descarc și o să aduc data viitoare după pauza de prânz. Cred că o să aduc piatră. Ăsta e plin. Ăsta aici nu e chiar plin, dar o să bag aici până la urmă că na, asta e treaba. Și avem varianta asta de făcut azi. Munca asta o facem azi aici. Să-i dau, bag în viteză, că băgam o mașalier și nu era bine. De sunat nu m-a sunat nimeni. Chiar dacă le fac o leacă de le stric terasamentul la ăștia, dar asta este. Din păcate, din păcate. Oho. Da, folosim frâna de mână că hold-ul nu merge din cauza la ESP. Și aici trebuie să mă pun cât mai drept, că am descărcat în silozul ăla rândul trecut și nu m-am aliniat bine și a curs un pic pe lângă. Șterg un pic oglinda asta ca să văd mai bine și trebuie să mă pun cât mai drept aici. M-aș da un pic mai în dreapta. Hai, mă. Un pic mai în dreapta, nu mult, un pic. Un picuț.
să îi dau cu spatele. Opa. Trebuie să văd roata în spate, așa. Aici o să meargă descărcat cu frâna de mână, pentru că oricum am silozul în spate. În momentul în care eu ajung cu bena mai sus și începe să curgă din benă, trebuie să mă opresc ca să aibă timp nisipul să treacă prin grilă, prin grilaj. Pentru că dacă îl descarc totodată, nu trece. Și trebuie să las să curgă ușor, ca să se întindă pe toată suprafața. Așa. E aproape plin ăsta. Și o să mai ridic acum. Cumva se formează mormant și se duce și mai în spate. Să nu strică. Bun. Bun. E decent, aș putea spune. Și închidem înapoi silozul numărul 4. Dar nu-l închidem de tot, da? Îl închidem puțin. Puțin câte puțin pe-n capul meu, pe umeri nu mai pot să-l țin. Probabil o să pună la toate silozurile. Și o să îl las așa. Acum iau contactul și mă duc pe off. Și aia e. Sau nu știu ce să încarc. Să iau nisip sau să iau piatră din asta. Că nisipul era full. Toate trei silozurile la piatră. Poate. Da, o să iau piatră. Și voi vedea eu ce o să fac. Probabil o să basculez acolo, găsesc eu, basculez o bucată într-una, o bucată într-una, o bucată într-una, mă orientez eu, cumva. Am impresia că ăsta e 8.16, dacă nu mă înșel, da, e 8.16. Am încărcat și la treabă am plecat. Ia să vedem noi. Ce tonaj avem? Ce tonaj? Luăm cartela magică. Pit. 44 de tone 100, cred. Acum 8.16, 44 de tone 100. Și am plecat. Am ajuns la descărcare. Și e problemă mare. E problemă și nu joacă. Că avem. Ar fi trebuit să iau nisip, mă, putu-s nisipul, mătii. Aici piatră e. Aici ce, tot nisip erau astea două. Trebuia să fi luat eu nisip. Și aici este iarăși piatră, dar aici este mai mică. Dacă încărcam eu nisip, era bine. Dar o să-i bag aici o bucată și după care o să mă duc în partea cealaltă. Bun. Deci o să-i dau pe numărul 2. Deschidem panoul magic. Punem contactul. Așa. Numărul 3, numărul 2. Numărul 2, mă, nu?
așa, tată. Numărul 2, numărul 2. Ta-na-na-na-na-na-na-na. Ajunge. Și-i vărs o bucată aici. După care o să-i vărs diferența în partea cealaltă. Nu știi niciodată cum e la ăștia aici. Niciodată nu știi cum e. Unde e mai mult, unde e mai puțin. Cum e, cum nu e. Opa, Penelopa! Aici trebuie să fiu cumva perfect drept cu Bena. Oh! Stai! Stai să o las mai în față un pic. Așa. Văd, am strâmbat ceva? Sau am rupt ceva? Văd că e la... a sărit singură. A sărit singură. Frumos. Frumos, frumos. Închidem bara. Sau o strângem. Sau o ridicăm. Sau cum vreți voi să-i spuneți. Interesantă treabă, nu știam că se ridică automat bara. Atât. Eu pun în partea cealaltă. Pun în silozul numărul 5, cred. Cred că e numărul 5. Da, 1, 2, 3, 4, numărul 5. Cau 6 bucăți aici. Nu acolo, mă, din coace. Da 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 da. Atât. Și o treabă acolo, nu știu. O treabă, o măzlină. Dacă ar fi făcut silozurile astea un pic diferite. Salutare, umflatule! Să-ți trăiască familia!
familia. Și practic cu astea le-am umplut. Aici ar mai fi trebuit, dacă aduceam nisip, era bine, dar na. Asta e treaba, merge și cu din asta. Acum close selectilo. Na 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 na. Bam. Să ridic un pic. Hop, atât. Și acum închidem asta, luăm voltajul, închidem ușița. Dan. Sau cum s-ar mai spune în islandeză, buinidag. Adică gata pe ziua de azi. E ok. E bine. Bara o dăm jos. N-am spart nimic, de stricat n-am stricat nimic. E bine. E bine și pe ziua de astăzi. Da. Cam atât și pentru ziua de astăzi. Dacă v-a plăcut, dați și voi un like, un share, un subscribe și ne vedem data viitoare. Numai bine. Rău la nimeni. Pup.